Într-o Românie sufocată de partide politice, legea care permite înființarea unui partid chiar și cu 3 membri începe să dea roade. Astfel că outsiderii și cei care nu-și concep viața fără a face politică înființează acum tot felul de formațiuni politice, intitulate mai nou mișcări. Așa s-a născut Mișcarea Liberală, un partid de buzunar cu câteva sute de membri în toată țara și doar 3 organizații, una dintre ele la Giurgiu, condusă de fostul liberal Corneliu Mincă. Mișcarea Liberală este și partidul lui Noru Stănișteanu, al lui Constantin Preda, directorul la Service, și al lui Marius Ghinea, toți foști liberali care, Cică, reprezintă o alternativă pentru Giurgiu. Ne-am văzut împinși către această alternativă, să constituim un pol de dreapta, nu de centru-dreapta, în municipiul nostru, și să pornim la drum nu numai cu intenția de a candida la următoarele alegeri din cadrul municipiului și județului Giurgiu, ci și de a reconstrui cu adevărat acest oraș, acest județ. Deși Mișcarea Liberală are doar câțiva membri la Giurgiu, se emit deja pretenții pentru primărie, Consiliul Local și Consiliul Județean la alegerile locale din iunie. Astfel, Noru Stănișteanu va candida la funcția de primar al municipiului Giurgiu, iar Corneliu Mincă visează la funcția de consilier județean.